Primării Buzău au semnat recent un contract cu o unitate bancară pentru un împrumut de 1 milion de euro, bani cu care municipalitatea va demara o serie de proiecte. Printre acestea se află asfaltarea mai multor străzi, reabilitarea stadionului de atletism și a cinematografului Dacia. Aceste proiecte vor fi realizate concomitent. Îl vom băga mai multe proiecte pentru că proiectele astea care sunt pe 2 ani. De exemplu, avem în finanțare acolo stadionul de atletism, avem cinematograful Dacia. Avem mai multe străzi. Mă gândesc la anul să începem, pentru că proiectul este extrem de avansat. Mă refer la 1 decembrie 1918, strada Republicii, strada Horticolei. Deci aceste trei străzi care trec prin fața gării. Este o axă importantă în orașul nostru, care leagă de fapt orașul dintr-o parte în alta. Cea de-a doua tranșă de bani de 10 milioane de lei va putea fi folosită abia din 2020, când primarul Constantin Toma are în vedere realizarea unor obiective mai ample, printre care reabilitarea clădirii bazarului. S-a aprobat acel credit de 11 milioane de euro, deocamdată 1 milion de euro anul viitor și 10 milioane de euro în 2020, dar sperăm prin nerealizarea unor proiecte de către colegii primari din România care au luat astfel de aprobări prin acest comitet special din cadrul Ministerului de Finanțe, să, și ni s-a promis să întâmplă în fiecare an la fel, să mutăm cât mai mult din alea 10 milioane de euro din 2020, le mutăm în 2019. Oricum putem face investiții. În lunile octombrie și noiembrie, municipalitatea va depune o serie de proiecte pe fonduri europene. Pe de altă parte, administrația locală va continua investițiile din propriul buget. În octombrie și noiembrie vom depune mai multe proiecte. Avem 17,7 milioane de euro, de exemplu, din cei 31,15 milioane de euro pentru asfaltări. Deci avem trei străzi mari prinse în acest proiect. Mă refer la Bulevardul Unirii, Transilvaniei până la Ursus și, bineînțeles, Aleea Industriei sau Bulevardul Industriei, zona industrială care este făcută zop, așa cum știți. Și din cauza asta am lăsat-o numai cu plombe, pentru că sunt foarte mulți bani de bugat acolo dacă vreți să faci o treabă serioasă. Până la finalul acestui an, municipalitatea continuă proiectele ce vizează asfaltarea a 100 de străzi din oraș. În prezent, echipele de asfaltatori lucrează în cartierul Dorobanți.